După o ploaie torențială, piața agroalimentară din municipiul Brad s-a transformat într-un adevărat lac, fiind necesară intervenția pompierilor, care au scos apa din unele magazine. De asemenea, s-au produs inundații și în localitatea Cărăstău, din comuna Baia de Criș, acolo unde drumul județean aflat sub ape, la fel ca și unele grădini ale oamenilor fiind afectate și câteva gospodării. Pompierii militari au intervenit pentru a-i sprijini pe oameni să scoată apa din pivnițe și în zona montană din partea de sud a județului a fost cod roșu de averse torențiale de 70-80 de litri pe metru pătrat. Ca urmare a precipitațiilor abundente din ultimele ore, pompierii secției Brad au fost solicitați ieri să intervină în zona pieței agroalimentare din municipiu, care a fost inundată. Astfel, un echipaj operativ cu o autospecială și o motopompă transportabilă s-a deplasat la fața locului și a acționat în consecință pentru evacuarea apei dintr-un magazin și de pe stradă. Persoana care a solicitat sprijinul pompierilor a precizat faptul că aproximativ 20 de metri pătrați au fost inundați. Totodată, în urma manifestărilor fenomenelor meteorologice prognozate, forțe ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Baia de Criș au acționat pe drumul județean 706, între Visca și Țebea, unde drumul a fost blocat de aluviuni. Tot ieri după masa, pompierii secției Brad au intervenit cu două autospeciale, două motopompe transportabile și una remorcabilă pe drumul inundat din centrul localității Cărăstău, din comuna Baia de Criș. Pompierii au fost nevoiți să sară în ajutorul unei familii din același sat pentru că apa a intrat în pivnița locuinței.